Atac virulent la adresa lui Dragnea, după dezvăluirile lui Ponta, cum a făcut acest bugetar semi-analfabet atâtea miliarde. Asta nu ne explic nimeni. Realizatorul B1 TV Radu Banciu a reacționat după dezvăluirile recente ale fostului premier Victor Ponta, lansând totodată un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta a declarat că Liviu Dragnea e de mult timp protejat, sublinierea la fel este sublinierea de drum. E bun referirea la Teldrum. De fiecare dată, Liviu Dragnea a spus că n-are absolut nicio legătură cu Teldrum. În schimb, toatnaiunea-i Victor Ponta, care avea acces la datele astea, dar din păcate pentru el nu-l mai credea nimeni. El turuia ce Dragnea itel drum dorm în acela ipat. Bine înțeles ce asetăteau lucrurile. Păi, altfel de unde are Liviu Dragnea averea pe care o are? Asta nu ne explic nimeni niciodată. Nici Coldea, nici Ponta, nici Ghi. Vreau să mi explice un prostnac din stat cum a făcut un bugetar semi-analfabet miliardele pe care le-a făcut Liviu Dragnea sub nasul nostru, pe Ponta. De ce nu vii îi spui cum mi-a făcut casele, seterezile alea? Ce el, la competențele și la salariul lui de bugetar, ar fi trebuit să trag în ultimele 5 zile ale lunii de salariu case, îi mai rămân ceva. Dacă era un om onorabil ca noi toi, nu se putea duce nici măcar o dată pe zi la restaurant din banii pe care îi avea, chiar dacă n-are copii mici de crescut. Pe mine mă interesează cum a ajuns miliardar, cine a închis ochii, ca să ajung semi-analfabetul sta se dă în juntate din orai apoi se dă în tot județul Teleorman. Ce pe el nu-l duce capul. Nu poți să spui ce era om de afaceri. Cum se spui asta, când el este nul? Păi, a condus cineva mai prost România decât Liviu Dragnea? Nu, a afirmat Radu Banciu.